Aurora este căsătorită cu Daniel și au un băiețel, Robert, de 7 ani. Viața împlinită a Aurorei, atât pe plan personal cât și familial, a fost umbrită de moartea tatălui ei, pe care tânăra l-a iubit foarte mult. Important de știut este că Aurora are și o soră, Georgiana, care din motive pe care încă nu le cunoaștem, nu a fost apropiată de familia ei. Acesta fiind unul din motivele pentru care nu o vedem nici acum însoțindu-și mama și sora la 3 luni de la moartea tatălui ei. Dar într-o zi, pe neașteptate, Georgiana se întoarce acasă la mama ei, ocazie cu care o cunoaștem și noi. Ce cauți, mă, fată, aici? Să rămână mamă. Să rămână mamă. Până acum n-ai știut de mama, acum să rămână mamă. Mă, ești gravid. Nu m-ai făcut de râs, mă, până acum. Mai vii și cu burta la gură în fața blocului să mă vadă toți vecinii. Am 2 fete. Prima, Aurora, pâinea lui Dumnezeu. A doua, Georgiana, palma lui Dumnezeu pe care mi-a dat-o. Da, știu. Sora mea a fost cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai harnică, cea mai cea. Iartă-mă! Măi, fată, mă! Mamă, știi că nu am unde să mă duc. Măi, fată, mă! Păi tu... Al cui e copilul? Al cui e copilul? Haide, mamă, că vorbim asta. Ce vorbim? Spune-mi, al cui e copilul? Cu cine ai rămas, mă, gravidă, mă? Cu cine ai rămas, mă? Nu-i de ajuns, mă, că te mi-ai făcut, mă, acum am vii cu burta la gură la ușă. Știi, mă, că a murit taică tu. Ai fost, mă, să-i aprinzi o lumânare, să-i duci o floare. N-am știut. Ți-a dat viață, mă, mamă. Pentru simplu fapt că ți-a dat viață, trebuia să vii la moartea lui. Nu am știut. Cum m-ai mințit că n-ai știut, că ți-a zis soră ta? Cum n-ai știut? Îmi ții un pic de jenă să-mi spui că n-ai știut. Al cui e copilul? Zi repede, al cui e copilul? Spune-mă, al cui e copilul, nu știi? Aș vrea acum să am puterea să n-o primesc în casă. Că la câte mi-a făcut, chiar nu merită să o primesc. Dar nu mă lasă sufletul. E totuși sânge din sângele meu. Eu cu ai mei nu m-am mai văzut de ani de zile. M-au dat afară la 18 ani. Că m-am combinat eu cu cine nu trebuia. Știu cine este tatăl copilului, doar că m-a părăsit. S-a părăsit. Păi te-a văzut ce-ți poate capul, mă, de-aia te-a părăsit. Nu, a fost o... fată, băi, când ți intră mințile alea în cap. A fost ceva scurt și când a auzit că sunt gravidă s-a speriat și... Hai la mama, dacă trăia tăi, că tu știi bine că nu te primea. Și unde vrei, mama, să mă duc? Nu te primea la ce ne-ai făcut, te-am adus din post în post de poliție, ai făcut, te-ai înhăita cu toți răi, cu găști de tot felul de ciudat și acum am vici cu burta la gură, Dumnezeule, da. Și unde vrei să mă duc, gravidă? Unde să te duci? Ai noroc, că nu am ce mă face, că ești sânge din sângele meu. Hai mai repede în casă. Hai mai repede în casă, că m-am săturat. M-am săturat. Nu mai pot. Măcar acum să se trezească la realitate, că urmează să fie mamă și asta presupune responsabilități. Ce s-a întâmplat este că a murit tata și eu am aflat că am rămas cu fix nimic, iar eu nu voi lăsa lucrurile așa. Contextul în care o cunoaștem pe Georgiana nu este unul favorabil ei. Nu dorul o face pe tânără să-și viziteze mama, ci un interes care se pare că are legătură cu moartea tatălui ei. Dar ce se întâmplă? Pe scara unui bloc este mult fum și vecinii devin alertați. Vecine! Aurora, Daniel, e cineva acasă? Deci eu sunt de-a dreptul panicat. Eu stau sub apartamentul ăsta. Și mie să nu fi luat foc ceva. Băi! Aurora, Daniel! Fum pe scara blocului, fum pe geam, fum peste tot. Și îl mai au și pe la mic acasă, deci clar s-a întâmplat ceva. Băi, Daniel, Aurora, te rog eu! Vecină! Vecină! Băi, Daniele, ce faci, mă, ești acasă? Băi, am și o problemă, vezi că iese fum rău de tot de la tine din fața blocului, Doamne, că m-am și tâmpit. Deci iese fum de la tine după geam. Te rog eu frumos, vino mai repede acasă.
Bă, nu știu ce se întâmplă. E Fito acasă? Ce se întâmplă? Nu, e la șoapte. Aoleu. Dar cum ești fumul, mă, că n-ai căzut da, acum? Haide, te rog eu frumos, urca mai repede, că iese o grămadă fum și după geam și nu înțeleg de unde ești, de ce. Te rog eu frumos, vină mai repede. Haide, hai. Hai, pa, pa, pa. Băi, Daniele, bă, dă-o... Mamă! Daniele este prietenul meu. Suntem prieteni de când ne-am mutat în bloc aici. Și normal că îmi fac griji pentru el și pentru familia lui. Apartamentul cuprins de fum este al Aurorei și al lui Daniel. Panica îi cuprinde pe cei doi bărbați care o găsesc pe Aurora leșinată. Băi, vecine, dă o bancolă de treabă, bă, ce e asta, mă, aici? Uuuu, băi, ce are, mă, Aurora, ce e cu ea? Băi, n-are nimica. Băi, ce are, mă? N-are nimica. Păi cum, mă, n-are nimica? Nu vezi, e rău, vrei să sun la salvare, ceva, ce vrei? Nu. Sun la pompieri? Nu. Într-adevăr, oamenii se mai ceartă, mai au discuții, că doar îi aud. Dar nu mă așteptam să o văd pe nevastă sa în halul ăsta. Băi, dar ce are, mă, că e femeie tânără, da, s-a întâmplat, a murit, s-a dus, a... Ce facem acum? Stăm să ne necăm în băutură, e mamă, mămică tânără. Tu crezi că eu nu vreau să-ți înceteze? Dar ce să fac? A luat-o pe ulei de când a murit. Dar acum nici... Ce sunt? Dar nu pot să-i zic nimic. Că îmi zice că da, e ok și uite, o găsesc în halul ăsta. Deci ai găsit-o, nu e pentru prima oară. Păi, îți dai seama că nu e pentru prima oară. O să știi că eu am mai auzit sunete ciudate după la voi pe aici, dar nu ți-am zis nimic și n-am chiar apreciez. Și chiar te rog eu frumos, dar vezi să nu înceapă unul altul, că știi cum sunt vecinii ăștia de la bloc să vorbească. Te rog eu mult de tot. Că nu poți să se afle, te trezești cu poliția pe cap de ia și copilul. Hai că noi ca bărbați ne mai permitem o bere, un șpriț, ceva, dar ea ca femeie dă super urât. Dacă ți la ea și o iubești... Deși cinstesc, nu e o problemă, dar te rog eu frumos, fă și tu asta nevăzută, că încerc eu să remediez eu problema, da? Te rog eu mult. Da, mă fac, nu știu, mersi mult. Pe mine, hai, mersi am mult. Eu ceva deschis. Dar... Mersi mult, lasă-mă că mă ocup eu de aici, da? Și vorbim noi, te cinstesc eu, dar ține și noi asta un pic... Așa, între noi. Da, bă, lasă că eu țin. Problema e să vezi să țină și ea la băutură. Că... O să încerc, crede-mă, să rezolv problema. Stai tu liniștit. Da? Te rog eu mult. Hai. La revedere. La revedere. Să fi avut eu vreo femeie ca ea la ușă? Niciodată în viața asta. Indiferent din ce motiv ar fi băut. La revedere. Sunt căsătorit de 9 ani, dar nu credeam vreodată în viața asta că o să ajung la clipele astea cu nevasta mea. Șocant pentru noi să aflăm că Aurora este stăpânită de acest viciu, pe care Daniel începe să nu-l mai tolereze, simțindu-se jenat în fața vecinului său. Cumva trebuie rezolvată situația Aurorei, care din cauza stării de ebrietate își poate pune în pericol casa, familia Aurora. Și chiar propria Aurora. Viață. Trezește-te! Trezește-te! Revinu-ți! Ce faci? Ce faci? Ne dai foc la casă? Ce te țipe așa, nu faci? Băi! Trezește-te! Deschide ochii aia! Băi! Dacă era, mă, fii tu acasă, ce făceai, mă? Îl înecai de fum? Îl omorai? Ce făceai? Îmi dai capul! Băi, tu nu înțelegi? Că ne dădeai foc la casă? Vrei să ne omori? Da? Ia uite-o! Tu te... Ui, trezește-te! Trezește-te că sun la dezalcoolizare să vină ăștia. Trezește-te, am zis! Explică-mi și mie ce făceai! Băi, ce făceai? Ne dădeai foc la casă, bă! Ne omorai, te omorai pe tine! Ce făceai? Mă gândesc numai la Fini. Sper din tot sufletul meu să nu o găsească niciodată așa. Băi, pierzi mințile! Ți-a luat alea foc! De ce am făcut la mine? Ia, uite-o, mă, mâncață, eu pe mine îți prins de nervi și tu începi să râzi! Nu mai bea! Acum ești tu nervos! Bă, ești nebună la cap! Murea aici singură, intoxicată de fum! Nu mai spate! M-a sunat vecinii că iese fum de la noi din apartament! Unde e fum? Nu vă fum!
Unde e fumul? Unde e fumul? Păi fumul e în casă, la bucătărie. A cui casă? A cui casă? Doamne, 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 doamne. Băi, omule, eu... Dacă nu-ți revii, o să divorțez de tine. Ești tu nervos? Tu nu înțelegi? Da, acum aveți... Ai ajuns să ne dai foc la casă. Ești nebună la cap. O să te trimit la nebuni. Eu de vină, nu? Dar cine e de vină? Eu? Dacă eram ăla mic acasă. Nu sunt sure că faci cu ei. Bă, dacă era ăla mic acasă, mă, ce faci? Ăla mic nu e. Tu ai nebunit la cap? Îți omorai copilul? Ca de obicei, femeia e vinovată. Eu sunt vinovată pentru tot ceea ce se întâmplă și pentru tot ceea ce faci tu, că ți-ai bătut joc. De ce îmi bat joc eu? Eu îmi bat joc că tu arzi alea pe foc și bei de nu mai știi de tine și te intoxici de fum? Am băut 50 de grame. Ai băut 50 de grame. De când a murit Tasu, a intrat în depresie. S-a apucat de băut. O dă din rău în mai rău. Fum, fum, iese focul, iese focul, îți bea apa minerală. Nu ce faci? Fum, tu chiar nu înțelegi că tu trebuie să te schimbi? Schimbă-te odată, că altfel eu divorțez de tine, crede-mă. Oh, dar te rog, mă scap de grijă. Băi, omule, revino-ți odată în fire, că eu m-am săturat de tine. Mă amuză să te văd nervos. Uite-te, cine să mă înțeleg, bă, cu cine? Zici că... Dar intrat... eu când plângeam... Diavolul în tine, nu mai ești tu, bă, omule! Tu nu înțelegi că nu mai ești omul cu care am stat, cu care am făcut un copil? Păi mai trezește-te. Din cauza ta nu mai sunt, mă! Din cauza mea ești... Din cauza mea aproape te sinucizi? Ca și cum ți-ar păsa. De-aia nu mai dorm la noapte? Ce, cred că ți-era de râs că te fac de râs? Ce să-ți mai, că n-am cu cine să mă înțeleg! N-am cu cine să mă înțeleg! Hai, lasă-mi, pai, lasă-mi. Tot eu-s vinovat. Eu-s vinovat întotdeauna. Da, frate, ce să-și asum? Nu. No. Tot eu-s vinovat. Hai. Degeaba se duce la psiholog. Dacă combina alcoolul cu pastilele prescrise, nu face nicio treabă. Ajunge din rău mai rău. Moartea tatălui ei pare să fie motivul care a declanșat depresia Aurorei. Nici tratamentul indicat de psihoterapeut nu are efectul scontat în prezența alcoolului, la care Aurora nu este dispusă să renunțe. Deci ne este clară drama Aurorei, dar situația Georgianei ne este încă incertă.